Morning Glory, Morning Glory, sunt cam uși în notători. Și bonjurică, bonjurică, suntem live pe Facebook, pe astea, pe cazane, pe tot ce trebuie, pe mâncația și pe tot. Și îi spunem într-un suflet, bună dimineața lui Gelu Duminică. Bună dimineața, Gelu, și bine ai revenit la Morning Glory. La șoghes, cum se zice la mine, adică bună dimineața și la voi. Așa. E o zi binecuvântată, e luni, după duminică și de asta am zis să vorbim cu Gelu. Da, m-ai sunat ieri și mi-ai zis și la mulți ani. Da, tu mi-ai zis să zic la mulți ani, că eu ca proasta nu spuneam. Ce facem? Cum ne simtem? Ai văzut că ne-a crescut ritmul? Ai văzut că deja până la sfârșitul anului poate facem Crăciunul? Nu, nicio șansă, stai liniștit, că nu o să țin o veșnicie povestea asta, dar adică frica păzește bostănăria în momentul de față. Era previzibil povestea asta, eu spuneam de când s-au ridicat restricțiile în iunie de purtarea măștii, spuneam că următorul pas va fi, privind vaccinarea, următoarea motivație va fi frica. Și frica de morți, de moarte și uite de restricții, pentru că cele două merg mână în mână. Adică și moartea în sine e un fel de restricție. Adică nu mai bei, nu mai fumezi, fizică, da? Moartea fizică și moartea socială, da. Știi? Adică cum Dumnezeu să nu ies eu să mă vadă lumea că mi-am luat gentuță. Hai, ce dracu, dar n-am înnebunit. Da, da, normal, da, așa. Și atunci ce trebuie să fac? Trebuie să bag un vaccin din ăla care mă lasă steril. Bă, steril, dar mă vede lumea, da. Adică ce dracu, da. Adică măcar mă vede lumea, să nu fie știe bine. Toată lumea, toți proștii că sunt eu steril. Pe trei generații. Da, sunt steril pe trei generații. A, da, așa, păi, de... așa se zice. E pe cetea diavolului. Așa a zis doamna Șoșoacă, marele epidemiolog al țării, că dacă faci acest vaccin, rămâi steril pe trei generații. Frate, cum să ajungi la treia generație dacă tu ești steril? Adică n-are logică. Însă uite că a prins povestea asta destul de bine. Iar acum, da. Știi, un comportament depinde foarte mult de context de situație. În contextul iulie, să zicem așa, vedeam cam așa. Și ne uitam în jur. Distracție, mare, soare, gagici, băutură, da, concerti, potol, ca să rămânem, da, toate dudele de la astea. Da? Și logic atunci ce ziceai? Bă, ce bine-i tată. Ce vezi acum? Morți, panică, atiplin și așa mai departe. Dragoste de Dumnezeu și de moaște? Fii atent, eu nu am fost destul de rigid înainte, spunând că ceea ce face Biserica Ortodoxă este de neînțeles. După care am văzut că modul de a face al Bisericii Ortodoxe nu este doar al Bisericii Ortodoxe. Da? Și în momentul în care tu înghesui, spre exemplu, 5.000 de oameni să-l pupe pe câțu, de ce să nu... Da. Păi da, în timpul tot vieții. Moaște, tot nu, tot moaște politice. Știu. E și echipa câștigătoare, că e mai multe. E mai mulți acolo, da? Însă dacă asta de ce? Da, stai puțin, adică da. Diferită? Avem multe lucruri. God is a DJ până una alta. Absolut. Adică lumea a stat prin discoteci, a avut timp să se infecteze. Adică n-am construit n-am fi construit noi așa multe catedrale cum a construit Europa, dar asta, cavouri, nene. Știi, am văzut ieri, da, vis-a-vis de povestea asta cu construit cavouri, am văzut un meme, da, cu un partid care investește PNRR într-un cimitir. Nu spui numele partidului. Ah, da. E unul care este foarte celebru în mesaje antivaccinare. Revenind la povestea asta, ți se pare... ceva normal sau tipic pentru România să urmăm direcția Hăiscea? Nu neapărat tipic a pentru doua România. Dreaptă, gen. Nu neapărat tipic pentru România, ci mai degrabă tipic unei regiuni destul de închistate, destul de îndoctrinate, destul de orientată către sine. Că dacă ne uităm la cifre, adică țările care au luat o razna în ultima perioadă sunt România și spațiul ex-sovietic. Da? Privind numărul de cazuri și așa mai departe. Nu întâmplător. Nu întâmplător, și aici comunismul a fost mai dur decât în celelalte părți. A, da, există totuși ceva în cultura societății românești care face ca astfel de evenimente să fie mai dure? Din punctul meu de vedere, da. Dar aici e o discuție foarte lungă. Și deci, acum
poporul român se vaccinează de frică, deși încă nu toată lumea este convinsă că boala covrig există. Nu, da, și nici nu va fi convinsă. Și ceea ce nu va reuși să-i convingă, repet, pe unii, prin moartea celorlalți, îi va reuși să-i convingă propria persoană sau propria familie. Pentru că, din păcate, virusul ăsta se va extinde și se extinde destul de tare. Epidemiologii vorbesc în momentul de față de transmitere comunitară evidentă, majoră. Iar, știi, la începutul pandemiei ziceam, băi, ai văzut pe cineva care are COVID? Acum cred că cam toți cunoaștem pe cineva care a avut COVID, dacă nu chiar am și murit din cauza acestei boli. Da. Și atunci răul devine vizibil. Vorba lui Arghezi din Testament, pot să pun mâna și să strig, este. Însă nici asta nu te convinge. Uite, niște prieteni de-ai mei care nu au vrut să se vaccineze până acum, de nicio culoare, și cu care noi nu ne-am mai găsit din martie anul trecut, când am făcut un concediu împreună, și pe urmă am decis, ok, nu ne mai vedem. Din acest motiv? Și din acest motiv. E și ca problema lui Iliescu. Eu mi-aduc aminte cum Iliescu a împărțit țara în două. Nu e vorba de asta, era vorba de, nu, știi, era vorba de dorința de a... Eu am o boală autoimună, familia mea este destul de bolnavă. Da, eu am cele trei vaccinuri în momentul de față făcute. Și noi. Însă asta nu înseamnă că nu pot să-l transmit, da? Și în momentul în care, din cauza mea, spre exemplu, maica mea care este cardiac și așa mai departe, poate să sufere, băi, nu sunt fericit. Da. Sau fratele meu care e super diabetic, nu sunt fericit. Dacă asta înseamnă că eu trebuie să iau o pauză, un postit de la beutele cu prietenii, doamne, nu e asta să fie marele necaz. O să beau mai cu drag când ne-am găsit și mai mult, că pot. Da? Însă până atunci nu, e o chestiune de respect pe care o am și pentru unii și pentru ceilalți. Însă ceea ce vreau să spun este că s-a dus el de s-a vaccinat. Și da, la alteri. Și a avut și-a făcut înainte test de anticorpi, așa, mulțumesc. Și avea anticorpi. Da, el acum câteva luni de zile fusese foarte răurăcit. Foarte răurăcit, da? Și noi i-am zis: "Băi, sigur? Ce nou, frate, doar răcit." Ok, bine, în perioada asta, cum să spun, a stat câteva zile acasă, da? Da. Însă a purtat mască și s-a dus și s-a văzut de treaba lui, că era doar răcit. Și a făcut test PCR, test rapid, scuză-mă, i-a dat negativ, test rapid, are o corectitudine de 50-60% cu Dumnezeu în funcție de test, însă avea anticorpi. Da. Acum, ideea este că mulți dintre noi transmitem virusul ăsta fără să știm. Oameni de bună credință, adică cu siguranță nimeni nu a vrut să îmbolnăvească pe altcineva. Da. Însă, uite, ignoranța poate să distrugă pe alții, pentru că din ignoranța mea, da, eu, spre exemplu, sunt bolnav, nu sunt vaccinat, da, eu poate mă duc pe picioare, da, sau uite, sunt vaccinat, da, dar din ignoranța mea mă întâlnesc cu toată lumea, văd de treaba mea și îmbolnăvesc pe Laura, te îmbolnăvesc pe tine, de ce? Da, pe de altă parte, cum e să știi că nu ești vaccinat, să ai simptome și totuși să umbli fără mască în spații comune? Da, eu am zis întotdeauna. Ce trebuie pentru asta? Ce fel de creier? Ce model de creier este? Sau ce model de bun simț? Nu uita că noi n-am fost învățați să ne gândim foarte mult la celălalt. Mai eu este mai aproape decât cămașa, mai bine să plângă măsa decât să plângă mama. Da, am auzit asta de atât de multe ori și în diverse contexte. Păi da, și mama poate să plângă dacă ești completamente inconștient și te duci și stai de vorbă cu ea fără mască. Uite, de obicei, știi, de obicei se întâmplă că mama inconștienților să fie destul de gravidă în România. A, da? Da, pentru că noi n-am fost învățați să fim foarte conștienți. Da? Adică noi am fost învățați mai degrabă să ne vedem de treaba noastră. Noi știm cel mai bine. Adică, băi, pentru mine este halucinant cum oameni care nu au nicio pregătire, nu știu să scrie formula APE corect. Bă, dar sunt experți în ARN, sunt experți în vaccinare. Bă, eu îmi declin incompetența, adică eu n-am competențe pe anumite lucruri. Mă uit la oameni deștepți. Dar își fac ăștia piramidonul în casă, singur. Deci, nu, e genul ăla. Rămâi șocat și zici, bă, frate, eu înțeleg, adică înțeleg argumentele de bun simț, de genul, bă, uite-mă, nesimțiți ăștia care nu respectă ei înșiși și mă pun pe mine să respect. Am înțeles chestia asta. Dar asta nu înseamnă că, da, nu trebuie să respecti. Dar asta nu, exact. Dacă îl vezi pe unul că scuipă pe stradă, nu înseamnă, uite, nesimțit tu, a scuipat pe stradă, adică ce, eu nu pot să scuip? Dar noi n-am fost obișnuiți că schimbarea începe cu noi.
Știi, noi întotdeauna ne-am dorit schimbare. De la Caragiale încoace, Caragiale a pus-o pe hârtie frumos. Să se schimbe, primesc. Da? Dar să nu se schimbe deloc. Da. Să nu se schimbe, primesc, dar să se schimbe aici, acolo, în punctele esențiale. Adică exact asta, acolo am rămas și acolo suntem. Adică Caragiale, în harul lui sublim, dar a reușit să zugrăvească foarte mișto ideile poporului românesc, care au rămas aceleași. Da, nu ne dorim să se schimbe, dar să se schimbe din partea cealaltă. Stăm de vorbă cu Gelu Duminica, pentru cei care au deschis mai târziu tigăile de aramă. Poporul român e diferit de irresponsabilii care îl conduc și care au anunțat învingerea pandemiei în vară și și-au îndemnat propriul popor să meargă să se infecteze, să vină să ia infecție de la moaște, să meargă peste tot unde poate să stea aproape unul de altul, popor lângă popor, lângă popor, și să se infecteze. Știi ce e asta? Cum există Dumnezeu, există și diavol. Dumnezeu nu strică două case. Da, printre altele. Da, și-a stricat doar una. Da. Adică liderii ăștia sunt emanați de către societate. Cu siguranță că societatea asta n-ar fi putut să emane lideri altfel decât, cum să spun eu, îi reprezintă, liderii îi reprezintă într-un fel sau altul. Noi suntem foarte toleranți la o tonă de mizerii, noi suntem foarte toleranți la furat, la furt. A furat, bă, dar ne-a făcut și nouă. Dacă le dă și nouă e bun, da? Și așa mai departe. Pentru că mulți dintre noi nu furăm, ne descurcăm. Da? Adică eu spun întotdeauna, știi, băi, românul nu fură, se descurcă. Noi avem o mulțime de cuvinte pentru a justifica furtul. Completat. Vă aduceți aminte? A completat. Iar vorbești ură despre poporul român. Nu, știi că noi nu furăm, doar alții fură. Alții fură, da? Noi suntem întotdeauna buni, harnici și ospitalieri și așa mai departe. E, în momentul în care ne uităm la lideri, o să vedem că ei nu pot decât să reprezinte societatea. Sigur, avem mincinoși, pentru că mulți dintre noi, din păcate, ne aruncăm, folosim minciuna drept adevăr. Da, avem oameni care nu își asumă răspunderea, pentru că mulți dintre noi nu ne asumăm răspunderea actelor noastre. Avem corupți, pentru că mulți dintre noi, spre exemplu, suntem degrabă vărsătoriu de șpagă, care înseamnă corupție, apropo, da, de pilă, care înseamnă corupție, apropo. E ca instinctul ăla de a te descălța atunci când intri la cineva în casă? Corupția. E un gest drăguț. Adică, e un gest drăguț, adică cum să nu-i dau eu ceva dacă omul m-a servit? E atenție. E atenție, înțelegi? Nu-i atenție. E găina de unde scurmă de acolo mănâncă. E doar, nu stai cu mierea pe degete și ești prost să nu bagi în gură. Adică chestii de genul ăsta s-au dezvoltat în folclor, astfel încât ele devin normale. Adică e anormal dacă ești invers și corect. Prost. Da? Nu e anormal. Ești prost. Nu e anormal, ești prost. E anormal. Adică norma în momentul de față este să te duci, da? Și cât ești la putere, să furi, frate. Nu mai lași nimic după altă, cum erau aia de la Las Fierbinți, știi, nu mai lași nimic după ce ai la stată, fur tot, ei cu ambele mâini, cum era în monologul ăla, știi? E același lucru. Și toată lumea e tolerantă, adică vedem zilele astea ce se întâmplă în politica românească, care e o fugă după ciolan îngrozitoare, da? Și noi privim așa și zicem, e în anii 90 a fost fugă după ciolan, s-au schimbat lucrurile. După ciolan, da. S-au schimbat lucrurile. Toate lucrurile astea, din păcate, sunt etalon. La un moment dat se schimbă, iar eu mă uit foarte atent la generația asta nouă, la generația studenților mei, și eu sunt încărcat de optimist, pentru că îi văd cu totul și cu totul, cu totul și cu totul altfel, știi? Și în momentul în care își îndemni să gândească cu capul lor, să fie activi, să facă lucrurile altfel, eu fac. Da. Că eu sunt foarte optimist, sunt foarte, foarte optimist privind viitorul pe care țara asta l-are, uitându-mă la generația asta nouă, atâta timp cât generația noastră va fi conștientă că trebuie să schimbe ea însăși ceva. Pentru că e aiurea să ceri, spre exemplu, generației Laurei, care este mai mică decât mine cu ceva ani, nu spui câți, da? Să facă ceea ce eu nu sunt în stare să fac. Știi că vorbeam de fumat înainte, că m-am lăsat de fumat. Da, taică-mi când m-a întrebat, aveam vreo 17 ani și m-a întrebat, tati, fumezi? Și atunci că eram cu gagică la mine, zic, da, bă, tată, fumezi, aveam topeu, aveam coraj, știi? Și mă întreabă, fumezi mult? Vreo 10 țigări, cam atât fumam, niciodată n-am fumat mai mult de 15 țigări. Și taică-mi a tăcut și a venit și mi-a zis, bă, tată, eu nu pot să spun să nu fumezi, pentru că eu însumi fumez. Dar spun că nu e bine. Taică-mi cele 7 clase ale lui, cu cele 7 clase ale lui, avea decență.
și înțelegea foarte bine că nu poate să-mi ceară mie ceea ce el însuși nu face. E, noi de foarte multe ori cerem celorlalți, inclusiv liderilor, să fie ceea ce noi nu suntem. Da, bă, să se vaccineze lumea, dar eu nu mă vaccinez, dă-i dreacu cu vaccinul lor, băi. Uite, ai văzut, din cauza nenorocitilor, din cauza lucutare politicienilor, Iohannis, lucutare politician, taică-meu, 84 de ani, este stupefiat de ce prostii aude de la lumea mai, niște băieți, gen de 70 de ani, știi, băieți și fete de 70 de ani, care au luat-o razna și sună să înjure la telefon. Da, au niște schimburi. Dom'le, Iohannis de se devină, sigur. Da, are... Nu, bestia aia de Iohannis să vină să mă vaccineze pe mine, niciodată, da, nici boată. Te rog eu frumos, hai să trecem la alt subiect, hai să vorbim despre câinele tău. Da. Deci eu înțeleg foarte bine, Iohannis, Câțu, cine vreți dumneavoastră, dar are, uite, Simion, au responsabilitatea lor, sigur că da. Însă, responsabilitatea mea unde este? Adică eu chiar sunt așa un obiect, o mașinuță întoarsă cu cheița de către ăștia? Liberul arbitru, unde e? Adică exact ca în teoria religioasă în care Dumnezeu e de vină pentru tot. Nu, Dumnezeu nu este responsabil pentru tot. Și da, și teoria liberului arbitru vine și just arată că tu ești responsabil. Dumnezeu îți arată calea, dar nu te obligă să o urmezi. Politicianul spune, hăis, dar tu, creierii tăi, unde sunt? Adică dacă tu, spre exemplu, vezi pe politicianul ăla mâncând lebede, uite, ca să dă, mănânci și tu lebede, pe bune acum, serios? Adică la un moment dat, rațiunea, conștiința, valorile tale, da, atitudinile, respectul și așa mai departe, nu vine și se joacă cu mintea ta? Gelu, a spus clar la televizor că dacă ne vaccinăm, odată că suntem, rămânem sterili trei generații și doi, asta mi se pare fascinantă. Eu sunt invidios că nu, creierul meu totuși nu poate sublima un asemenea limbaj astfel încât să ajung la o asemenea sintagmă. A fi... steril, trei generații, nu știu, mi-e ciudă, nu mi-a trecut prin cap, pur și simplu, sunt scos din minți de chestia asta. Tu, știi. Bă, dar oamenii se transformă, Gelule, a zis la televizor, începem, ne transformăm în monștri și o să ne hrănim cu oameni, cum s-a întâmplat și în alte țări. Da. Eu sunt sociolog și studiez comportamentele, că asta am făcut și mă uitam, spre exemplu, la dezbaterile și imaginile care erau promovate de anti-curent electric, mișcarea anti-curent electric, la începutul secolului 20. Măi, fraților, deci acum râzi cu lacrimi, adică deci te uiți și zici, pă bune, îți faci cruci, zici, doamne, măi, că... Măi, era o tună de oameni care credeau chestiile alea, adică și refuzau și ziceau, auleu, vine curentul peste noi, dă-l recu. Da? Noi mai degrabă preferam curentul de la uși. Noi credeam în curentul ăla de la uși decât în curentul electric. Deci citeam cărțile cu când a fost epidemia de gripă spaniolă în România și se duceau caravanele lui Gheorghiță de atunci, se duceau să vaccineze țăranii, da? Românii. Dispăreau satele, frate. Adică se duceau, puf, ziceau, băi, unde-i satul? Păi stai că a plecat, nu mai e. Da? Adică satul întreg se muta în pădure ca și cum ar fi venit, da? Plecau tot satul și se duceau ăștia prin pădure să-i vaccine, să-i caute. Deci asta se întâmplă. Cumpra ăla, filipinezul, să-i injecteze în somn pe ea. Deci, înțelegi? Cam așa, asta a fost. Deci, din păcate. Dar gândiți-vă că noi ne uitam strâmb la ăla negru, mă, când îl vedeam pe stradă în anii 90. Vă aduceți aminte? Înainte de 90. Ce, în generația mea, ne mai aducem aminte. Veneam unul negru pe stradă. Aoleu, mamă. Unii își făceau cruci. Doamne, Maica Domnului, da? Adică, băi, asta e cultura, asta e societatea pe care o avem, despre ce vorbim. Dar știu eu un copil care a fost la școala franceză unde, na, lumea era împărțită și mai erau și de pe la ambasade din fostele colonii și da, erau și copii de altă culoare, da, decât cea pe care o are brânza camembert. Și copilul mergea pe Calea Victoriei și vede doi cetățeni de culoare. Și zice, uite mama, uite doi francezi.
Când am venit în facultate în anii 90 și când am venit la facultate, atunci aveam și păr, mult și cred. Ziceam că eram și eu mi-am lăsat păr în facultate. Măi, ziceai că sunt oaie merinos din aia așa, adică eram... Și cum mergeam pe stradă, erau valutiști atunci, știi? Și trec eu pe lângă niște valutiști și unii îmi zice... Dollars, change, știi că m-a crezut străin. Eu dându-mă șmecher zic no thank you. Și ăla zice, este gan să moară mă. Vai de capul meu. În această notă optimistică. Apropo, ceasul ăla al tău? Bă, da, mă, dar nu, uite, am și eu o dudă, dacă ceasuri, am o bubă la cap cu ceasuri, le-am mai multe ceasuri decât port. Unii ar spune că da. Ce tendințe mai avem în rasism, Gelu? Ce s-a mai întâmplat? Da, nu, în afară de faptul că... Toți țiganii fură? Țiganii fură. Întotdeauna ceilalți fură. No, normal, toți greșim, dar mai ales ceilalți. Da, mai a spus-o Răzvan Exarcu, da. Mai ales ceilalți, știi? Însă, situația asta de tensiune nu face decât să acutizeze anumite lucruri. Și uite, spre exemplu, vedem tot felul de discriminări, nu o să vorbesc neapărat de rasism, da, care sunt inexplicabile, efectiv inexplicabile. Da, adică, ieri, spre exemplu, decizia aia a Comitetului Național de Coordonare, au venit și au zis așa, după cum știți de astăzi, da, sunt alte reguli, școlile din sistemul privat rămân deschise. Pe alea nu sunt școli. Școlile din sistemul de stat închise. Băi, adică tratament diferențiat în situație similară, discriminare. Evidentă, adică nu-ți trebuie multă carte să înțelegi. Și nu înțelegi. Deci, bă, care e logica, frate? Care e logica? S-a luat ceva pe bază de logică până acum? Adică, știi, adică... La decizie s-a făcut? Asta nu face decât să împartă țara și mai mult. Și așa țara e destul de împărțită. Da, ideea este că oamenii nu înțeleg, că lor li se pare că aia de la școlile private, pentru că plătesc o taxă anuală, da? Au dreptul să aibă niște copii educați. Nu, în schimb, poporul român care plătește taxe la un stat impotent n-are dreptul ăsta, că nu simte banii aia, nu e taxa anuală. Eu da? Cred că ceea ce ne lipsește nouă în momentul de față, știți, răspunsând oarecum la întrebarea ta cum e cu tendința rasismului, este sunt liderii unificatori, da? Liderii care să unească societatea, nu să o împartă și mai mult. Sigur, criterii de împărțire vom avea, uite, avem unul nou, vaccinat, nevaccinat. Da. Celelalte vechi au rămas, adică rom, nerom, ungur și așa mai departe, sărac, bogat, ortodox, neortodox, toate chestiile astea, din ferentare versus primăverii, sau uite, timpuri noi aici, dar și așa mai departe. Toate criteriile astea au rămas. Ceea ce noi nu avem, din păcate, lideri civici, religioși și mai ales politici, care să unească. Și care să vorbească pentru toată România sau să încerce să aducă cât de mult poate din România asta diversă, atât de diversă, da? Să o aducă în aceeași matcă. No, din păcate, de la președinte până la lideri politici avem mai degrabă oameni care bată bățul prin gard, punând sămânța dihonii în pământ, iar în momentul în care semeni neghină și vrei să culegi grâu, ești cel puțin tâmpit. N-ai cum. Da, n-ai cum să culegi grâu în momentul în care tu semeni neghină. E, în momentul în care tu semeni dihonie, ură, înjurături, papa mătii, ăla e inferior pentru că, ăla e, nu, eu sunt superior pentru că, ce poți să alegi? Ce poți să culegi? Și Europa nu se simte bine, România nu se simte bine, nu trece printr-o perioadă, prin cea mai bună perioadă socială, să zicem așa, ci pe o perioadă cu mare potențial de conflict. Foarte mare potențial. Da, iar și cu extremismul. Sigur, dacă noi nu suntem conștienți da, că drumul pe care România îl va parcurge în următorii ani depinde de fiecare dintre noi, păi suntem sortiți eșecului. Dacă așteptăm în adică continuare... fiecare dintre noi, adică și tâmpiții aia? Scuză-mă. Absolut toți. No. Da, n-ai absolut toți. Absolut, da. Bă, democrația e bună, dar trebuie să ai cu cine, băi, gelule. Democrația e bună atâta timp cât tu crezi în ea. Da, știi? Știu. Și eu, spre exemplu, fac eforturi zi de zi cu greșelile multe pe care le fac. Și eu fac. Uneori n-apuc să beau nimic în ciuda eforturilor. De a înțelege faptul că celălalt, chiar dacă gândește diferit,
Da? Poate vrea același lucru ca și mine. Sau poate are fix aceleași teme ca mine. Între vacciniști și non-nevacciniști, să-i numesc așa, de, știau, erau multe puncte de unire. Vaccinați și antivaccinați. Whatever. Da? Și aia tot nu se vaccinau tot de frica morții. Adică noi ne-am vaccinat tot de frica morții, în primul rând. Da, moartea noastră, moartea celor dragi. Eu m-am vaccinat din responsabilitate. Dar tot asta înseamnă, stai puțin, responsabilitatea înseamnă de să frica nu morții celor exact, dragi. Să nu pățească ceva. Da. Ăilalți la fel. Au zis, băi, nu mă vaccinez pentru că în momentul în care oamenii li s-a explicat pe înțelesul lor, ai să mori, bă, uite ce se întâmplă. Te ia dracu, da? Omul a înțeles. Omul n-a înțeles de ce conține vaccinul, conține Antold. N-a înțeles. Da? Bine, mă, o să te întâlnești cu familia și ai să te pup cu familia. Păi el se pupa cu familia și înainte, adică what's new, pussy cat, da? Adică what's new, adică eu mă întâlnesc și înainte cu familia, mă pup cu ea. Da, o să am miros de cretă, să mor tu, da, mi-aduc aminte de miros de cretă. Câți dintre noi se duceau la școală pentru că le dorea, le era dor de mirosul de cretă? Să mor eu, de asta ne duceam noi la școală? Da. Da? E, asta a fost campania tâmpită. În momentul în care imaginea, mesajul principal s-a schimbat și a venit și a zis moarte, boală, asta înțeles. Muzica românească e despre dușmani, boală, sărăcie. Astea-s valorile, fraților. Nu-s despre empatie, iubire, să ne luăm cu frații, să ne pupăm pe bot. Nu. E și cu vinișor. E cu vinișor. Da, da, uite, cu, dai, nu i-ai mai dat voie la vinișor. Uite, așa aș vrea să mă... Da. Mai bine așa. Dar numai până la 8 poți păi acum să mori. A, nu. Mie mi se pare că, de fapt, avem ce aplauda. În sfârșit, ironia a revenit în România și rimează perfect. Dragul meu, dacă ești antivaccinat și vrei să mergi la meeting, trebuie să prezinți certificatul de vaccinare. Bravo! Bravo, România! Hai, România! Mulțumim, Gelu Duminică! Să fiți sănătoși, dragilor! Te-am pupat, Dulce Ceacră, să fim sănătoși cu toții! Sănătoși. Vă dăm întâlnire mâine la o... Mă rog, asta, cu muzica preferată. S-a întors și muntele, a văzut să nimerească studioul și a făcut o operație de mărire de... asta, retină, așa. Și... tot ce s-a putut face, tot ce s-a putut mări. Până una alta, vă lăsăm cu muntele, Boariu, Hrubaru și ne auzim mâine. Dragi prieteni ai rockului, cum spunem noi? La revedere! Morning Glory on Rock FM.